Încep lucrările la drumul de legătură Autostrada A1 Arad-Timișoara Drumul Național 69. Drumul care se întinde pe aproape 10 km va avea profil de drum național și va avea 4 benzi de circulație. Astăzi, 20 august, a fost emis ordinul de începere al lucrărilor la drumul de legătură Autostrada A1 Arad-Timișoara Drumul Național 69 și tot astăzi a fost predat constructorului, întreprinderea de reparații și lucrări Cluj SA, amplasamentul pentru continuarea lucrărilor la acest obiectiv. ce aproape 10 km a acestui drum de legătură vor avea profil de drum național cu patru benzi de circulație. Proiectul cuprinde două poduri noi, șase pasaje și trei noduri rutiere. Transmit reprezentanții de, de pe Timișoara.